Puricele verde sau afida este o insectă periculoasă, colonizând agresiv plantele de măr, păr, prun, gutui, păducel. Prezența afidelor afectează grav creșterea și fructificarea și sunt vectori pentru viroze. Toamna, exemplarele sexuate depun ouăle la baza mugurilor pe ramurile mai subțiri. Primăvara, în luna aprilie, odată cu dezmugurirea, din nou apar exemplarele fondatoare care dau naștere partenogenetic vivipar la femele aripate și femele aptere fără aripi. Toamna apar exemplarele sexuate care se împerechează și depun câte un ou de iarnă, după care ciclul se reia. În cele ce urmează te vom învăța cum să previi și cum să scapi de afide cu o soluție bio fără chimicale în cazul în care pomii dumneavoastră sunt infestați. Luăm frunze de nuc, tineri, da? Tocul ăsta. Cam un kilogram. Cam 10 bucăți de astea. Sunt urzici, sunt mai bătrâni. Înțeapă foarte tare. Dar sunt bune. Luăm doar vârfurile, care se leacă mai tineric. Astăzi o să facem un insecticid natural, 100% bio. Nu folosim nicio chimicală, nu folosim detergenți, nu folosim pur. Am văzut toată lumea, folosiște pur. Cum e bio dacă folosești pur? Nu are sens. Ce o să folosim azi? Oțet, urzici, frunze de nuc. Principiul simplu. O să punem la macerat plantele tăiate cât de mărunt putem. Păi. Da? În 2 litri de oțet, o să punem cam 1 kg de frunze de plante de urzică și cam 1 kg de frunze de nuc. Eu am să toc frunzele de nuc. Da? Toate părțile puse în amacerat trebuie să fie verzi. Cât crenguții, cât frunzii, cât crenguții tineri, trebuie să fie verzi, da? Poate să fie urzici tineri, urzici bătrâni, nu contează foarte mult. Dar dacă sunt urzici bătrâni, luați doar partea superioară, pentru că se macerează mult mai ușor. Tocmai am fost întrerupt de vecin, la el s-au făcut căpșunile. Deci căpșuni făcute la țară, bio, fără tratament. Sunt cam mici, că n-au plouat destul anul ăsta. Am să le pun deoparte și continuăm. O să împingem toată masa asta verde. Ai, ai, ai. În oțet, da? Și o lăsăm să macereze la soare, pentru că nu vrem să o forțăm, nu o fierbiți cumva, nu o grăbiți, ca să iasă substanțele active în mod natural din plante. Da? Ah, e foarte, foarte... Înțeapă foarte, foarte tare. Să ne întoarcem aici peste... Eu, în general, mă întorc peste 3-4 ore, dar pot să mă întorc mai târziu, că astăzi, acum este ora prânzului, deci 6 ore, că numai bine când facem soluția, să putem stropi și copaci. S-au trecut 6 ore. Cred că 6. Uite aici. Cuțietul a prins o culoare. O să scoatem plantele astea. Chiar dacă au mult oțet, putem să le dăm la găinile mai mari. Nu e nicio problemă. O să le ciubulească și astea mici, și alea mari. În 2 zile. O să trebuiască să aducem o stricurătoare.
Deci fermurilul ăsta al nostru are 12 litri. O să-l umplem cu apă. Avem 2 litri de soluție, de oțet cu urzică și frunze de nuc. Mai punem 10 litri sau citrină. Când apa ajunge la citrină. E, ajunge. Pare că am un ajutor neașteptat așa. Da, e o infecție foarte gravă și de asta am pus 2 litri de oțet. Dacă faceți doar prevenții, puneți doar 1 litru de oțet la 10 litri de apă. Aici spui, deci pot să stropesc soluția asta, o pot să stropesc fără mască, pot să stropesc deasupra puiilor, din contra, puiul o să se adune și o să mănânce ce cade din copac. Deci pot să constați aici, unde e una chiar mai de sus, da? E albă. Vezi? Astea sunt ouă, nici nu sunt ouă, astea sunt chiar purici de plantă, cum îi numim noi, în mod natural. O să vedeți că dacă o dau jos aici, o să vin și o să o mănânce imediat. De asta e un motiv pentru care eu nu vreau să stropesc cu insecticide sau pesticide sau soluții chimice, orice alte chimice. Pentru că eu acum pot să stropesc chiar deasupra puilor, nu o să pățească nimeni nimic. Da? Am să stropesc și tulpinile, nu numai frunze, nu? Pentru că ați văzut că pe tulpinii circulă. Da, după cum constatați, nu mai este soare, ca în filmarea de mai devreme. Am așteptat să facă seară. Să sperăm că nu plouă. În cazul în care plouă, o să trebuiască să mai stropim o dată mâine. Da? În cazul în care stropiți în timpul zilei pe soare, unul, că se evaporă foarte repede, doi, este că o să ardeți frunzele. O să pătați frunzele. Da? Observați că nu îi deranjează, stropiesc deasupra lor. Din contra, insectele cad din copac și ele le mănâncă. Deci când stropiți, fiți sigur că atingeți toată suprafața copacului, da? Chiar dacă pare că faceți o leagă de risipă, nu este. Oh, shit! Mi-am dat în ochi. Asta, deci, mi s-a spart mânerul, o să trebuia să-l acopăr cumva. Mi-a sărit în ochi, asta spune că nu-i toxic. Nici măcar nu trebuie să mă scarpin la ochi. Vezi? Mm. Deci, să văd dacă aveți curaj să faceți cu pesticide, așa. Deci am grijă să măcar să nu mai țin jetul ăsta spre mine. De altă dată risipesc materialul și n-am făcut decât. Afidele o să înceapă să cadă. Da? Insectele mature o să cadă jos. Și o să fie o plăcere pentru ei să le mănânce. Ziua următoare pomii noștri sunt curați ca lacrima. Soluția făcută de noi a funcționat cu succes.